În seara aceasta am înțeles valoarea apei. În primul rând vreau să vă spun că faptul că ne este sete este un beneficiu, nu este un dezavantaj. Am fost undeva într-un oraș din Madrid și am avut o cunoștință, o persoană care a făcut carieră, a plecat din țară și a investit toată viața în cunoaștere, a devenit o avocată de performanță, o femeie de mare calibru și caracter. Însă ceea ce s-a întâmplat este că, având foarte mulți clienți la oficiu, intenționat a oprit sau a eliminat obiceiul de a bea apă, pentru că trebuia să meargă la toaletă, pierdea timp și pentru ea timpul era bani. Adică deveneau bani, timpul devenea bani finalmente. Și ce se întâmplă este că într-o zi, făcând atât de mulți bani, a ajuns aproape să-și piardă cunoștința la oficiu, a fost dusă la spital, nimeni nu știa ce se întâmplă cu ea. Un rinichi aproape murise. Pentru faptul că intenționat refuza să bea apă, a ajuns să distrugă unul dintre rinichi și starea ei de sănătate era îngrozitor de teribilă. Finalmente, doctorii au recomandat că trebuie să bea foarte multă apă pentru a rehidrata corpul. Și sunt convins că atunci când ne este sete, de acord cu tot ce se spune în lumea științei, este când ne este sete, suntem deja deshidratați. Așa că Dumnezeu, care este creatorul nostru, a pus apa ca un mare factor de beneficiu pentru sufletul nostru și nu numai atât, sunt probabil că doctorul Emil o să prezinte foarte, foarte multe elemente în contextul dat despre alți factori. În ceea ce privește zahărul din apă, că vorbeam titlul, dacă vă faceți aminte de titlul, care era titlul tematicii din această seară? Apa dulce versus ce? Apa bună de băut, nu? Deci zahărul în 1920 era dat în farmacii pe rețetă. Astăzi un american mănâncă aproape 34 de pounds, asta înseamnă vreo 18 kg de zahăr pe an, vă dați seama. E un lucru teribil, în tot ce se poate pune în industria alimentară există zahăr și zahărul este un dușman al sistemului imunitar. Acum, trecând la o chestiune foarte interesantă, că vorbim întotdeauna în fiecare seară pentru cei noi, vorbim puțin și despre latura spirituală. Așa cum ne este sete, așa cum am auzit despre beneficiile extraordinare ale apei pentru corpul nostru, că în jur de 70% din corp este apă, tot așa cred că există beneficii pentru noi atunci când e vorba de setea spirituală. Expresia mie sete este o declarație pe care a făcut-o Iisus Hristos pe cruce. Mântuitorul nostru, într-o stare de perplexitate absolută, când toți oamenii împreună cu toți demonii din univers strigau răstignește-l, când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea asupra lui povara conștiinței dumneavoastră, povara conștiinței mele. Atunci când omenirea îi era dușman, când el a venit ca prieten al oamenilor și când înainte de a spune s-a sfârșit, a spus mi-e sete. Iisus, lui Iisus sau Iisus a fost deposedat de privilegiul de a avea un pahar cu apă. I-au dat alcool. Moartea pe cruce era teribilă în vremurile acelea. Cei care au auzit de revoluția lui Spartacus, acei mari gladiatori de la Roma, care au încercat să rezolve niște probleme sociale în viața Imperiului Roman prin forță, atunci când au fost prinși, se spune că acești gladiatori care erau plini de mușchi și de fibră, erau pe cruce de cel puțin o săptămână și nu mureau. Moartea pe cruce era o tortură, e o moarte lentă, deci mușchii cedează pe rând și finalmente oamenii mor de infarct miocardic pentru că însuși mușchii refuză să mai ajute procesul de respirație și inima finalmente încetează. Oamenii ăștia înjurau, blestemau, Iisus n-a avut timp de o săptămână pentru că a cerut un pahar cu apă, a spus mi-e sete și au dat oțet. Știți, întotdeauna cu toată tandrețea mă gândesc cum e posibil Iisus, care a spus eu sunt apa vieții, să ajungă să spună pe cruce mi-e sete. Toată lumea creștină, indiferent de nuanța sau coloratura religioasă care ne identifică ca și creștini, toată lumea știe declarația asta că aparține lui Iisus. Eu sunt apa vieții.
Cum e posibil ca Iisus, care este apa vieții, să fi spus pe cruce, mi-e sete? Știți, e un lucru foarte interesant că atunci când El s-a făcut sărac ca noi să devenim bogați, Lui s-a făcut sete ca nouă să nu ne fie sete, El a flămânzit ca să nu flămânzim noi, El a fost singur ca noi să nu fim singuri, El a îndurat rușinea ca noi să nu o îndurăm, El a suferit crucea ca să nu o suferim noi, El a murit ca să noi să nu murim sau noi să trăim. Acesta este Iisus Hristos, acesta este Cel care a murit într-adevăr pentru noi. Există o clasă de oameni, și în genere lumea noastră nu are acea sete după Dumnezeu, sete după Hristos, sete după adevăr. Există o foame, o sete, dacă vreți, setea de cunoaștere, setea de informare, setea după câștig, setea după putere, setea după plăcerea instantanee, setea după, chiar după fericire. Dar toate acestea, fără Dumnezeu, nu ne duc la sursa adevărată, la sursa marelui beneficiu. În contextul acesta este lumea în care trăim și vreau să citesc împreună cu dumneavoastră câteva fragmente sau versete din Scriptură, unde în a doua carte a lui Petru, această carte se găsește în Noul Testament, în capitolul 2, versetul 17, spune: oamenii care caută apa sau au setea aceasta după lume, fără să-L aibă pe Dumnezeu, sunt ca niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtuna, lor le este păstrată negura întunericului pe vecie. Și nu numai atât, în Iuda, capitolul 1, versetul 11 până la 13, spune: vai de ei căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o crăscoală ca a lui Core. În societatea în care ne găsim astăzi, prietenii mei, există întotdeauna calea lui Cain. Se creează omor, asasinate. Mi-aduc aminte, chiar după Revoluția, căderea marelui comunism, doi frați în Baia Mare. Unul a luat toporul, i-a dat în capul celuilalt pentru jumătate de metru de pământ. Asta este calea lui Cain. Un frate omoară pe fratele lui pentru ce, finalmente? Asta este starea socială în care ne găsim. Și Biblia spune, oamenii care nu au pe Dumnezeu, oamenii care nu au ca sursă apa vieții, care este Hristos, spune că merg pe calea lui Cain, merg pe calea omorârii, asasinatului, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Balaam a fost un profet care a fost câștigat. Oamenii pentru bani, mi-aduc aminte, sfințim clădirea aceasta, sfințim un muzeu, o biserică, un tablou, sfințim, la un moment dat era un afiș în Baia Mare, se sfințea fabrica de bere din Baia Mare și zic, mă, dar chiar totul e de sfințire. Dar știți, asta este calea lui Balaam, pentru bani să introduci sau să investești religia ca un proces, ca un motor care produce bani. Dar aceasta este împotriva cuvântului Dumnezeu, din dorința de câștig, spune Biblia, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că nu avem sursa de apă. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu ei și se îndoapă de-a bine la niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnati și fără rod, de două ori morți, desrădăținați. Aceasta este lumea fără Hristos. Niște valuri infuriate ale mării care spumegă rușine lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. Uitați-vă la televizor, uitați-vă la news și veți vedea valurile înfuriate ale lumii. Ieri a fost atac terorist în Boston, în America. Oamenii mergeau acolo să facă maraton și dintr-o dată bombele explodează. Două am înțeles că au fost, 3-4 oameni omorâți, 100 de răniți, un picior la câțiva metri de tine, nici măcar nu știi că nu mai ai picior. O lume înfuriată, valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor. Oameni care cred că dacă omoară numele lui Dumnezeu, au o demnitate, n-au rușine. Iar apoi spune stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pe vecie. Într-un alt capitol din Scriptură, se pare că Iisus în viața lui pământeană a avut o discuție cu o doamnă. Era
la o fântână, fântâna lui Iacob, și se pare că acolo Iisus a vrut să schimbe, să facă un schimb de apă cu doamna aceea. Ea era samariteancă, el era iudeu, de obicei iudeii n-aveau legătură cu samaritenii, că, mă rog, nu știau care mai sfânt ca celălalt. Ideea este că în Ioan capitolul 4, versetul 7 până la 11, dialogul constă în acest fapt. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus, care era la fântână obosit, spune, dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui plecaseră după mâncare. Femeia a rămas surprinsă și spune, i-a spus, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-aveau nicio legătură cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apa vie. Deci, dragii mei, nu avem nevoie numai de apa zilnică, care este tot produsul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne dea și nouă mai mult decât apa, ne-ar fi făcut râuri de Coca-Cola și de Pepsi și de Orange și de tot ce e posibil pe planeta asta. Ne-ar fi atârnat în loc de fructe, ne-ar fi atârnat un șnițel de vită frumos cu toate ingredientele. Pomii ar fi fost plini cu brânzeturi și cu tot felul de... Dar Dumnezeu a pus pe om într-o grădină. Și în contextul ăsta Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat apa aceea minunată. Numai când asculți glasul apei te vindeci, dar păi când o bei. Așa că am tot suportul față de doctorul Emil, care ne-a recomandat totalmente apa este băutura mea, în principiu. Sunt constanțean de origine, am locuit în Sălaj, în localitatea Ileanda, vreo cel puțin 12 ani, să zic, și mi-aduc aminte că un prieten, un vecin, era vesel, foarte stimulat de vin, vodcă, pălincă sau ce este în zona noastră aici, și în timp ce treceam pe stradă, mă cheamă așa cu o mână foarte înceață, nu știu dacă mă vedea bine sau dublu, și zice, bă, hai să-ți dau și ție, mă, un pahar. Și era foarte, știam că este o persoană foarte agresivă, dacă omul ăla, când e așa foarte, nu știu dacă e bine să spun turmentat, dar omul când este foarte fericit, peste măsură de fericit, în ghilimele, poate deveni foarte agresiv și n-a vrut să-l jignesc pe om. Zice, hai mă să bei un pahar cu apă, pahar de vin cu mine, și i-am zis, domnul Cutărescu, eu fac greșeli și când sunt treaz, da, păi dacă... Mai iau una la bord, cine mai răspunde de toată afacerea, nu? Noi oamenii facem greșeli și când suntem treji, când bem apă facem greșeli, nu? Da, păi când mai o dăm și pe partea elaltă. Deci Dumnezeu a fost atât de minunat că a lăsat râuri de apă cristalină pentru noi toți ca să bem apă în fiecare zi. În ceea ce este foarte interesant este că femeia spune, dăm să beau. Iisus spune, dacă ai fi știut cine sunt eu, mi-ai fi cerut tu singur, ai fi cerut apă să bei și ți-aș fi dat apă vie. Cum e apă vie? Adică ce fel de apă vie? Că apa despre care a vorbit domnul Emil este o apă care ne sete din nou. Dar Iisus vorbește despre o altă apă, este apa vie de care nu o să ne mai fie sete. Fiți atenți, remarca femeii. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să-mi dai această apă vie? Femeia n-a înțeles. Femeia a crezut că se referă de apa aceea, dar a avut și dreptate, pentru că întotdeauna adevărata fântână unde găsim apa vie este Scriptura. Dragii mei prieteni, aș vrea să vă spun că de când citesc această Biblie, viața mea este o viață de siguranță. Am un tată în ceruri. Am un frate mai mare și un mântuitor care se cheamă Iisus Hristos. E foarte minunat să trăiești în fiecare zi și să accesezi sursa Scripturii. Circul, am posibilitatea să călătoresc prin natura muncii pe care o prestez ca misionar și vreau să vă spun că ai șansa să mergi peste tot. Din Asia, în America Latină, Africa, continentul nostru iubit, Europa și așa mai departe. Și adeseori am observat o diferență între clasele la avion. Există și în lumea avioanelor marfare sau personale. Te lasă în 10 gări până ajungi la destinație, că dacă vrei un zbor direct e foarte scump și noi nu ne permitem. În orice caz, am vrut să vă spun că diferența între clasa 1 și clasa 2 este o diferență unică. Cei de la clasa 1
au întotdeauna costum cu burtă, cei de la clasa a doua sunt oameni mai mărunți, mai săraci, mai nevinovați, mâncarea e foarte diferită, însă ceea ce am observat că oamenii la clasa întâi nu vorbesc unul cu celălalt, sunt foarte sobri, oameni la cravată, afaceriști, oameni întreprinzători, însă la clasa a doua e ca la piață, omul vorbește cu vecinul, hei, dă-mi o linguriță cu tare, suntem, e așa o ambianță, oamenii de la clasa a doua comunică. La clasa întâi se stă sobru. Câteodată, pentru că ești credincios unei singure companii de avion, îți mai dau cât un upgrade, pe gratis, nu costă bani. Domnule, s-au vândut 10 bilete peste măsură, va lua locul, vă pune la clasa întâi pe gratis. Bun. Când ajungi acolo, mi s-a întâmplat, deschid Biblia și încep să citesc. N-ai voie să vorbești cu persoana de lângă tine, că poate te acuză de harassment. Și... la un moment dat stau lângă un nene cu cravată, lucrează foarte bine, scrie el notițe, se uită la mine, bună ziua, văd că citiți Biblia. Zic, da, păi nu mai e la modă. Ce, chiar nu știți că nu este la modă? Zic, nu, mie mi se pare că, ziceți, astea sunt niște tradiții. Nu puteți să fiți un om modern și să citiți Scriptura. Zic, nu vă supărați, ce meserie aveți? Și tipul îmi spune, zice, sunt avocat. Curios, ați citit vreodată Biblia? Nu. Și ca avocat, nu știți că nu este profesional să faceți declarații despre o carte pe care n-ați citit-o niciodată? Deci în lumea celor care, cei care studiază lege, cei care merg să facă justiție, ei știu, nu te poți exprima față de un document până când nu ai citit integral acel document. Și am spus, domnule avocat, cu tot respectul, profesional este să citești Biblia, îți formezi o opinie personală și apoi spui, arunc-o pe geam că nu-i bună de nimic. Dar vă găsesc cu un mare fault că dumneavoastră faceți o declarație față de cea mai tradusă carte a Scripturii, a lumii, față de cea mai prima carte tipărită a planetei, față de cartea cea mai iubită, față de cartea cea mai urâtă, față de cartea care a ridicat din mizerie cei mai mulți oameni, față de cartea care i-a ajutat pe oameni să intre mormânt în speranță, față de cartea care i-a ajutat pe oameni să creadă în înviere. Dumneavoastră faceți o declarație fără să cunoașteți nicio iotă din această carte, din această Biblie, mi se pare foarte neprofesional. În orice caz, am avut o discuție frumoasă cu el în contextul ăla, dar vreau să vă spun că Biblia este fântâna cu apă, iar samariteanca spune, da, fântâna e adâncă. Niciodată această carte nu se poate citi fără rugăciune, niciodată această carte nu se poate citi fără a-ți lua suficient timp ca să vorbești cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că, nu știu dacă ați auzit de Asano Nagato, Nagakato, Hiroshima, în Japonia, este, am un document foarte interesant din jurnalul de călătorie al lui Harold Hamlin, care era consilierul generalului MacArthur, și zice că a fost trimis să vadă ce dezastru a făcut bomba atomică în Hiroshima. Asano este, a fost cea mai mare bibliotecă a Japoniei, cu mii și mii și mii și mii de volume. Și în momentul în care acest Howard Hamlin se duce acolo să vadă biblioteca, tot a fost ars, șters de pe fața pământului, dar cu stupefacție a făcut o declarație. Dacă a fost din întâmplare sau nu, dacă a fost providențial sau nu, nu știu. Un singur lucru știu, că aici în fața mea am dovada concretă și tangibilă, căci singurul obiect care a rezistat bombe atomice este Cuvântul lui Dumnezeu. Din miile de volume a acestor enorme biblioteci, singurul lucru care a supraviețuit este Evanghelia lui Hristos. Asta se găsesc în jurnale, în jurnalul lui de călătorie, oficial la Biblioteca Centrală a Congresului American. Deci s-a dus un om să investigheze cât dezastru a făcut bomba atomică. Și când a ajuns la bibliotecă, singurul lucru, singura carte care a supraviețuit focului din miile de volume a fost Scriptura. Dumneavoastră puteți să spuneți, pentru că trăim într-o societate plină de scepticism, domnule, aiurea. Ei, vreau să vă dau o informație mult mai aproape de noi. Pentagonul, când ați auzit de Pentagon, când a fost acel avion sau ce a fost în Pentagon, când a distrus totul, fier topit și tot ce a fost, printre lucrurile care au supraviețuit la Pentagon în mormanele de dărâmături și oțelul topit, s-a găsit o Biblie care era neatinsă de foc. Deci a topit totul,
A topit metal, focul, da? Dar o Biblie era acolo, nearsă. Asta a fost, cred că a fost unul dintre informațiile care le-am citit în New York Times sau unul dintre magazinele, revistele de mare reclamă în Statele Unite. Deci Scriptura este într-adevăr, dragii mei prieteni, cartea care este fântâna cu apă. Și dacă vrem să fim niște oameni, nu consider că un creștin să meargă la biserică din Paști în Crăciun. Un creștin trebuie să fie creștin 24 de ore pe zi, în fiecare zi, și de câte ori să bem apă, nu știu dacă vom citi Biblia de 10 ori pe zi, dar o oră dimineața citind această carte, citirea Scripturii, vreau să zic că este o terapie împotriva depresiei. Citirea Scripturii ridică nivelul moral și ne dă optimism. Citirea Scripturii și faptul că ai un Mântuitor și ai un Tată în ceruri îți dă perspective de viitor, lumină și speranță. Deci există toate avantajele în citirea Scripturii. Ceea ce vreau să vă spun este o carte de matematică. Sunt foarte convins că mulți dintre voastre știți sau ați auzit despre acest lucru. Știți care este centrul Scripturii. Vreau să rămân cu dumneavoastră în această seară doar un verset. Să plecăm de aici cu un verset învățat. Centrul Bibliei. Biblia, în primul rând, vreau să spun că are o sumedenie de declarații. Cel mai mic fragment al Scripturii este Psalmul 117, care vorbește despre mila lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci, lăudați pe Domnul. După aceea, cel mai lung capitol al Bibliei este Psalmul 119, care vorbește despre legea lui Dumnezeu și anume cele 10 porunci. Interesant este că centrul Bibliei este Psalmul 118. Deci ai cel mai scurt fragment al Bibliei este Psalmul 117, cel mai lung fragment al Bibliei este Psalmul 119 și centrul Bibliei este Psalmul 118. O să avem în egalitate 594 de declarații sau fragmente înainte de Psalmul 118 și vom avea la fel 594 de fragmente după Psalmul 19. Centrul Scripturii este Psalmul 118. Vreau să vă spun că în total sunt 1188 de fragmente în toată Scriptura. Uitați-vă bine la numărul ăsta că o să se întâmple ceva cu el. Deci avem 594 de declarații de fragmente, 594 după aceea. Vreți să vedeți care este centrul centrului? Care este inima Bibliei? O să vedeți cât de inteligent a creat Dumnezeu Biblia. Centrul Scripturii este 118, Psalmul 118, versetul 8. Deci uitați-vă dumneavoastră, deci câte fragmente sunt în Biblie? 1188. Uitați-vă ce se întâmplă. Acest număr nu se modifică, ci doar apare o virgulă în plus. Și veți vedea că 118 și versetul 8 este inima întregii Scripturi, centrul sau inima întregii Scripturi. Vreau să citim acest fragment, Psalmul 118, versetul 8 spune: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în ce? În om. Dragii mei prieteni, aceasta este baza, sau ar trebui să fie baza întregii religii pe planeta Pământ. Oamenii să nu se încreadă în oameni, ci să se încreadă în cine? În Dumnezeu. Mai bine este să cauți un adăpost în Dumnezeu decât să te încrezi în om. Aceasta este rădăcina centrului Scripturii, credința omului în Dumnezeu. Este inima Bibliei, Psalmul 118, versetul 8. Apa vieții. Iisus spunea pe cruce, dă-mi mie sete. Vreau să vă spun, avem nevoie de comunicare, ca factor social, familia sau soțul și soția sunt păstrați într-o relație pozitivă dacă comunică unul cu celălalt, da? Când noi ne rugăm, noi vorbim cu Dumnezeu. Când citim Scriptura, Dumnezeu ne vorbește nouă. Avem nevoie de ambele lucruri. Avem nevoie să ne rugăm ca să-i spunem lui Dumnezeu, Tată, am nevoie de Tine, Iisus, mi-e sete de Tine. Și apoi avem nevoie să deschidem Scriptura și Scriptura să ne spună, Fiul meu, Te-am ascultat,
vreau să fiu alături de tine. Este un lucru foarte important să-l înțelegem în contextul acesta. O pană inspirată spunea, dacă dragostea lui Dumnezeu nu este apreciată și nu devine un principiu activ de a înmuia inima și a pune sufletul și a supune sufletul, suntem cu desăvârșire pierduți. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al fricii. Dumnezeu nu vrea să-L urmăm de frică. Dumnezeu vrea să facem aceasta pentru că este un Dumnezeu al dragostei și al iubirii. Dacă iubirea nu ne atrage către sine, suntem cu desăvârșire pierduți. Dumnezeu nu poate să ne ofere o mai mare dovadă a iubirii sale decât cea care a lăsat-o pe crucea de la Golgota. Imaginați-vă Mântuitorul Iisus Hristos ales să fie crucificat de dragul cui? De dragul lui Barabas. Ați auzit de Barabas, da? Era acolo cu Iisus, Barabas era un criminal din ăsta urât, cu cicatrice pe față, și Pilat, judecătorul, l-a întrebat, zice, dar pe cine ați vrea să vă dau drumul? Și toată lumea zice, pe Barabas, îl iubim pe Barabas. Pe Barabas, dar uitați-vă la el cum arată. Nu contează, îl urâm pe Iisus. Și acolo la cruce, Mântuitorul a dat ultima sa dovadă de iubire pentru noi. Aș vrea să pun o întrebare, dacă astăzi ar veni Hristos din nou, ar mai fi El poare pus pe cruce în aceeași manieră? Sau noi am fi mai buni ca evreii, pe care întotdeauna îi condamnăm? Evreii l-au pus pe Iisus pe cruce. De câte ori urâm, de câte ori înjurăm, de câte ori suntem mânioși, de câte ori aruncăm o privire urâtă, îl punem pe Iisus pe cruce din nou, dragii mei prieteni. Aș vrea să spun că cea mai mare dovadă de iubire pentru noi este dovada aceasta de a lăsa dreptul nostru pentru cei din jur. Iisus a spus așa, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă cineva strage o palmă peste un obraz, întoarce și celălalt obraz. Aceasta este religia care a făcut în conjurul lumii. Eram într-un grup de chinezi, japonezi, coreeni, pakistanezi, sirieni, aveam și iranieni într-un seminar ăsta în Canada și toată lumea m-a întrebat de ce ai devenit creștin, pentru că l-am spus că am fost ateu și înainte ca să citesc Biblia am citit Coranul. Și musulmanii au fost foarte marcați și zice, și cum totuși ai ajuns la Biblie dacă ai citit Coranul? Am zis, pentru că nicăieri am citit cartea Tripitaka, care sunt practic niște documente tradiționale că Buddha le-ar fi scris. Am citit Vedas, care sunt adică pergamentele care vorbesc despre hinduși, despre calea către karma, către îndeplinirea absolută a relației cu nevăzutul, cu universul. Am citit și Scriptura și din toate acestea, nicăieri, în nicio carte, nimeni, niciun autor nu spune binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dacă cineva vrea să mergi cu el o milă, tu mergi două. Acesta este Iisus. Și după aia spunea Iisus în versetul 48 din Matei 5, zice, fiți dar desăvârșiți în dragoste, precum Tatăl vostru este desăvârșit în dragoste. Noi nu putem fi desăvârșiți ca Dumnezeu în înțelepciune, că nu o să fim niciodată deștepți ca Domnul. Dar ce putem să atingem ca performanță este iubirea absolută a lui Dumnezeu. Este dorința mea fierbinte ca în această seară să putem să avem acest gust extraordinar de a-L privi pe Iisus. Nicăieri nu veți găsi un loc mai înalt în lume decât la piciorul crucii. Dacă ați ajuns dumneavoastră cu sufletul la piciorul crucii Domnului Hristos și vă uitați la picăturile de sânge care curg de pe fruntea sa, dacă vă uitați la Mântuitorul și îi auziți agonia și îi auziți acel suflu aproape pierdut spunând, am făcut-o pentru tine, te iubesc și te-am scris pe palmele mele, vino acasă fiul meu rătăcitor. Să știți că în toate acestea va fi o transformare și o schimbare deosebită. Dumnezeu vrea ca astăzi să fim împreună cu El și să alegem calea cea bună, să bem din apa vieții Scriptura. Ea este cartea care ne va putea elibera, este cartea care ne poate ajuta să ieșim din toate necazurile și din toate greutățile. Ultima mea declarație, eram lângă o doamnă de 70 de ani, mergeam de la Buffalo, New York, la Atlanta și în Georgia și era un avion relativ micuț, ne-a prins în furtună,
O oră jumate ne-am rotit în jurul, în jurul orașului, n-am putut ateriza datorită acelei furtuni. Tot timpul acesta nici n-am băgat de seamă că o oră jumate noi ne vârteam în jurul țintei. Avea o trusă de cosmetice, femeia, o tânără de 70 de ani cu atâtea amintiri frumoase și tot timpul avea o glinjoară în fața ei și se pudra și, mă rog, își făcea chintesența acolo că probabil se întâlnea cu cineva. Și la un moment dat îmi spune, zice, bună, zice, ești însurat? Zic, da. Zice, câte soții ai avut până acum? Zic, am una, n-am schimbat niciuna până acum. Zice, cum, de câți ani ești căsătorit? Păi zic, sunt de vreo 22 de ani, era în trecut. 22 de ani o femeie? Păi nu-i la modă. Zice, până acum am schimbat 5, spunea femeia. Zic, wow. Zic, aveți viziune? Și zice, cum ne-ai reușit performanța asta? Am zis, citesc viața soției mele prin intermediul Scripturii. Și cred că un creștin este întotdeauna același, 20 de ani în urmă, 20 de ani după și întotdeauna. Iisus nu se schimbă, spune că sunt același ieri, azi și în veci. La un moment dat, căpitanul rupe tăcerea și zice, domnilor, dacă cumva aveți un Dumnezeu, acum este timpul să-L invocați, pentru că nu mai avem kerosen, kerosenul fiind combustibilul avionului. Și datorită acestui lucru va trebui să forțăm aterizarea. În momentul în care omul ăla a spus că dacă aveți un Dumnezeu, trebuie să-L invocați acum, că vom avea o mare doză de risc să ne prăbușim, femeia a început dintr-o dată să țipe, i-a căzut toată trusa cu cosmetice jos, nu s-a mai uitat nicio secundă la oglindă și a început să țipe. Am plecat capul și am început să mă rog. Avionul era 10 metri jos, 10 metri sus, în lateral, așa am fost luați de furtună ca un fulg. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns cu bine. Am aterizat, la un moment dat, transpirată, cu părul făcut ca la coafor, așa, necosmetic. Femeia se uită la mine și zice, dar dumneata, de ce n-ai țipat? Am zis, și-ar fi ajutat la ceva? Adică, dacă se prăbușește avionul și țipăm, nu se mai prăbușește? Zic, am avut lângă mine, pe fratele meu mai mare, pe Mântuitorul meu Iisus Hristos. M-am rugat, am avut un moment de introspecție și dacă ar fi trebuit să mor, aș fi preferat ca viața mea să se încheie povestind povesti de dragoste cu Dumnezeu. Este dorința mea fierbinte ca în această seară și dumneavoastră și noi toți, familiile noastre, în drumurile noastre către casă, să avem acest moment frumos de meditație. Apa fizică e cea mai bună de băut și Scriptura este cea mai bună sursă de apă a vieții, apa vie. Dumnezeu să ne binecuvânteze și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în această seară aici.